aflăm în fața ultimelor două jocuri, înaintea sărbătorilor și vacanței pe care o vom avea cu toții, inclusiv jucătorii. Sper să câștigăm și noi puncte, să câștigăm aceste două jocuri, cel puțin asta ne dorim și eu și jucătorii. De când am venit, eu am jucat două partide acasă, de fapt la Brașov. Ne-am creat situații de a marca. Din păcate nu am reușit să marcăm, dar și la jocul cu Gazmetan Mediaș am avut 3-4 ocazii clare de a marca, și la partida cu Dinamo am avut ocazii clare de a marca, dar nu am reușit. Sper ca luni după amiază să avem mai puține ocazii, dar să reușim să marcăm. Îmi doresc foarte mult să câștigăm, dacă s-ar putea, aceste două jocuri pe care le mai avem. Asta rămâne de văzut dacă vom și putea. Sunt convins că jucătorii sunt concentrați, vor fi foarte determinați la ora partidei și mi-aș dori și jocul să ne iese și să fim noi cei care vom câștiga jocul. E un obiectiv în momentul ăsta să reușiți să marcați până la Vormila punct sau puncte. Da, este adevărat, este o problemă, dar asta nu înseamnă că și eu o să vin cu presiunea în plus asupra băieților că nu marcăm. E adevărat, dar cred eu și sunt convins trebuie să vină și goluri. Mi-aș dori ca acest lucru să se întâmple luni. A fost acuzat greșel de arbitraj împotriva echipei din Sfântul Gheorghe. Introducerea arbitrajului video, cum o vedeți? Da, noi nu putem să ne gândim la acest aspect, pentru că din ce am înțeles eu, și dacă se va introduce doar pentru play-off, nu pentru play-out, iar noi cu siguranță vom juca în play-out. Nu știu, vis-a-vis de greșelile, se întâmplă greșeli, dar din păcate se întâmplă frecvent așa decizii nefavorabile sau cele decizii care sunt la limită se ia totdeauna în favoarea celei echipei noastre. Inclusiv la partida cu Dinamo au avut o fază clară din punctul meu de vedere penalti. Nu s-a acordat și asta e situația. Ați văzut și aseară partida contra FCSB-ului contra celor din Lugano. Au avut cel puțin două situații în care se putea acorda penalti, nu s-a acordat și rezultatul a zis la final. FCSB-ul a pierdut. Și asta s-a întâmplat și cu noi. Am avut și la partida cu media și am avut și acum contra celor de la Dinamo, dar sper că luni seara să fie un arbitraj bun, corect și mai bun să câștige. Ultima victorie a echipei și a fost împotriva Iașiului, acum 14 etape. Foarte mult, au trecut foarte multe etape. Nu ține neapărat de adversar, ține foarte mult de noi, de ceea ce vom face noi. Sigur, mi-aș dori, acum întâmplător, jucăm cu Iașiul luni, dar mi-aș fi dorit ca victoria să vină și la partida cu Gazmetan Media și la partida cu CFR, dacă se putea, dar cu Dinamo am încercat, dar n-am reușit nici cu ei. Poate vom reuși luni seara și trebuie să reușim. Cum vă afectează condițiile meteo? Am văzut și declarațiile de după meciul cu Dinamo, s-a jucat pe un frig destul de tare. Afectează, până la urmă, toți jucătorii evoluează pe aceeași vreme, dar are de suferit, până la urmă, tactica, nu știu, prestația jucătorilor? Sigur că da, în primul rând, fotbalul are de suferit. Într-adevăr, terenurile acum, nu toate, sunt și stadioane în România unde se poate juca foarte bine și în decembrie. Din păcate, la Brașov, în acest moment, mai e greu, pentru că suntem în decembrie, este frig, s-ar putea să fie și înghețat terenul în seara, nu știu cum vor fi condițiile meteo, dar trebuie să jucăm. Mai sunt încă două jocuri și trebuie să le jucăm. Cum va fi
reîntâlnirea cu Iașu acum din postura de adversar după acea plecare de acolo. Din punctul meu de vedere mi-am făcut treaba la Iași. Am rămas în relații foarte bune și cu jucătorii care au continuat la Iași, care joacă și în acest moment. Au un nucleu foarte bun de jucători, sunt cel puțin 6-7 jucători cu care am lucrat și eu anul trecut. O plăcere va fi să-i revăd, dar mi-aș dori să câștigăm. Nu ascund, n-am siguranță, vedeți cu toții în ce situație suntem și ăsta este principalul motiv, nu neapărat că am ceva de împărțit cu cei de la aici. Din potrivă, nu am absolut nimic. Ultimul meci, practic, pe teren propriu, încă o dată vorbim și ați vorbit și de public și de datoria care e față de public. Ultima șansă de a încheia totuși acest an cu punct în fața propriilor fani. Sunt convins că sunt dezamăgiți și suporterii de această perioadă care s-a prelungit fără victorie, dar mi-aș dori ca la ultimul joc, cel de luni, să le aducem o bucurie, chiar dacă mică, dar măcar să le aducem noi o bucurie și să-i mulțumim, să încheiem anul cu o victorie la jocul de acasă. Vedeți pe Ionel Dănciulescu în acel loc, în acea conducere a celor de la Iași, s-a dus vorbi și a spus și că va lua o hotărâre în contravenție. Sincer, nu știu. Chiar nu știu. Nici nu am citit ultimele zile presa. Nu știam ce a declarat el. Chiar că nu pot să mă pronunț. Se poate orice. Eu nu sunt 13-14 meciuri fără victorie. E clar că ceva nu funcționează. Cum vă montați? Aveți antrenor nou? Da, de ce e nevoie ca să vină primele puncte? Nu știu de ce e nevoie. Într-adevăr, suntem într-o situație nefavorabilă. Ne pregătim foarte bine în continuare. Mai sunt două meciuri, trebuie să scoatem puncte obligatorii. Contează și faptul că se joacă pe frig? Vă afectează? Pregătirea e altfel? Vă spun ca jucător, eu alerg și mă încălzesc. Frigul mai puțin contează, credeți-mă. Important să fie terenul, să nu fie înghețat și să fie bun de loc. Cum vă mai puteți motiva? Nu știu cum vezi că vă puteți scoate totuși din această pasă. Proastă, ce ar trebui, nu știu, să faceți și în afara terenului, practic? Nu știu, nu pot să mă pronunț în chestia asta. Ne antrenăm în continuare la fel de bine și vom vedea. Vom termina meciurile, vom avea o vacanță. De la anul ar trebui să luăm de la zero și să vedem ce facem. Mulțumim! Plăcere!